bună dimineața. Și eu am te căutat în viața asta. Am căutat pe la psiholog, pe la spiritism, pe la printr-o relație, printr-o mașină, printr-o orice am căutat. Căutarea în exterior. Am căutat în exterior la greu. Și doar după multă muncă, multă muncă cu mine însumi, am descoperit că ceea ce căutam este tot eu, de fapt. De fapt, pe mine mă căutam. Cam așa. Dar toate căutările astea au avut un sens. Toate căutările au avut un sens. Ca să realizezi că de fapt fericirea care o cauți în exteriorul tău, e de fapt în interiorul tău. Să vă dau un exemplu. Dacă eu mă plimb acum să zicem în cazul în care îți place, adică îți place să te plimbi, te e o bucurie, o fericire. Bun. Unde se întâmplă fericirea asta? Dacă stai să o simți, se întâmplă în interiorul tău. Bun. Dacă fericirea din cauza unui exterior, unui factor extern, unei chestii, o întâlnire cu un prieten, o plimbare cu o mașină, o discuție, orice care îți face plăcere, plăcerea aia, totuși bucuria aia, se întâmplă în interiorul tău. Cumva înseamnă că în momentele alea când te bucuri de ceva, mintea staci. Da? De-aia bucuria doar este. E nu din cauza faptului exterior se întâmplă fericirea aia, bucuria în tine. Tu ai impresia asta. Dar se întâmplă din cauza că
ai tu în tine. Deci fericirea e în tine, nu e în afara ta. Altfel n-ai putea o simți în interior dacă ar fi în afară. Bun. Pare simplu de înțeles. Și chiar e simplu. Vezi, de exemplu, când tac, mie nu-mi vine nimic. Sunt total aici, adică mâini, picioare, văz, auz, total în condus. Deci niciodată în exterior, tot timpul, întorceți-vă atenția spre interior. Acolo se află marea comoră, despre care au vorbit marii maestri în lumea asta. Vă salut! Ciao!